Hello! Salutare! Sunt Yuri de la English Engleză, iar în această lecție video prezentăm câteva chestiuni de citire și pronunție în limba engleză. Reading and pronunciation. Citire și pronunție. Pronunția cuvintelor englezești dă la început multă bătaie de cap vorbitorilor de limbă română, căci pe de o parte sunt câteva sunete care nu există în română, precum r sau th. Iar pe de altă parte, engleza nu este o limbă fonetică, adică cuvintele nu se pronunță așa cum se scriu. Ce înseamnă aceasta? Dacă în română, în general, fiecare sunet este redat printr-o literă corespunzătoare, în engleză același sunet poate fi redat prin litere diferite, în funcție de obicei de literele din față sau de după. De exemplu, sunetul O poate fi redat ca și în română prin litera O, ca în cuvântul sock, care înseamnă șosetă, sau poate fi redat prin litera A, ca în cuvântul war, care înseamnă război, sau chiar prin grupul de litere AU, AU, ca în cuvântul caught, care înseamnă prins. Sau, dimpotrivă, aceeași literă poate fi citită, adică redată sonor, prin sunete diferite, de exemplu, litera S, S. Poate fi atât S, ca în cuvântul sit, a ședea, cât și Ș, ca în cuvântul sure, sigur, sau pressure, sau chiar J, ca în cuvântul measure, măsură. În partea întâi a acestei lecții ne vom referi la câteva consoane, consonants, din limba engleză, urmând ca în a doua parte să ne referim la câteva vowels, adică vocale din engleză. Vom prezenta doar câteva chestiuni generale de citire și de pronunție. Ne vom referi în special la sunete care nu există de obicei în română sau care sunt greu de pronunțat pentru vorbitorii de română sau ne vom referi la grupuri de litere care se pronunță diferit de grupurile de litere corespunzătoare din limba română. Nu vom explica decât câteva chestiuni sau reguli teoretice generale din spatele pronunției fiecărei litere sau a fiecărui grup de litere, fiindcă sunt prea multe astfel de reguli și, de asemenea, fiindcă există o mulțime de excepții de la aceste reguli. Încercați să rețineți regulile generale de pronunție și de citire, să rețineți exemplele și veți observa că le puteți aplica și la alte cuvinte cu structură sau formă asemănătoare, pe care le întâlniți în studiu sau în conversație. De exemplu, dacă știm că în cuvântul cry, acest Y, adică Y, se pronunță I, deci precedat de o consoană se pronunță I, atunci vom ști să pronunțăm și alte cuvinte asemănătoare, precum fly, sau my, sau dry, și așa mai departe. De asemenea, nu ne vom referi la diferitele dialecte ale limbii engleze, unde pronunția sunetelor diferă foarte mult, ci vom prezenta pronunția standard, care, bine stăpânită, ne va face ușor de înțeles oriunde în lume. Ca de obicei, vă invit să ne dați un like, un share, dacă doriți să împărtășiți această lecție video și cu alte persoane care credeți că ar putea fi interesate de această tematică, sau să vă abonați la canalul nostru video, în caz că apreciați ceea ce vedeți. Revenind, cum spuneam, în partea întâi a acestei lecții video ne ocupăm de consoane, consonants în limba engleză, căci aici lucrurile sunt mai simple decât ceea ce vom vedea în partea a doua, vocalele, the vowels, care au o multitudine de modalități de pronunție. Vom prezenta pronunția fiecarei consoane și vom da câteva exemple. La fiecare exemplu, voi încerca să las puțin spațiu după pronunția mea pentru ca dumneavoastră să puteți repeta. Și să începe cu probabil cea mai dificilă consoană din engleză, care este R, cu numele de alfabet R. În română este R. Pronunția R-ului englezesc este diferită de cea a limbii române, deoarece nu este așa de accentuată, ci limba este dusă mai spre spatele gurii și este, mai în glumă, mai în serios, ca sunetul făcut de un câine nervos. R. Acest sunet R poate fi pronunțat sau poate fi foarte slab sau aproape deloc pronunțat când este notat cu acest simbol, două puncte și R. O să vedem mai ales în engleza britanică. Mai întâi, iată câteva exemple cu R atunci când este pronunțat destul de proeminent. La începutul cuvintelor, radio.
radio, robot, robot, sau cross, cruce, sau a încrucișa, cry, a plânge sau a striga, cry. Apoi avem cuvinte în care R este foarte slab pronunțat sau în engleza britanică aproape deloc și doar vocala anterioară este lungită. Avem astfel car, mașină sau far, departe. În engleza britanică vom spune car, far. Știind astfel de pattern-uri, astfel de șabloane, le vom putea aplica și la alte cuvinte care au această structură și vom ști să pronunțăm și bar, care înseamnă bar sau bară, vom ști să pronunțăm și garden, care înseamnă grădină, sau jar, care înseamnă borcan și așa mai departe. Un exemplu de structură în care r apare de două ori și este destul de greu de pronunțat în engleză este there are, there are, cu sensul de există, se află, la plural. Dacă reușiți să pronunțați această structură corect, înseamnă că sunteți la un nivel destul de bun în ceea ce privește pronunția englezească. There are. Acum, pentru începătorii în studii limbii engleze, este ok să pronunțați și râul ca în română, radio sau robot, dar cu riscul de a suna ciudat, cu accent sesizabil de străin care nu stăpânește bine limba. Deci, cu timpul să ne străduim să-l pronunțăm corect. Și, pronunțându-l corect, vom observa că atunci când reușim, engleza noastră va căpăta acea rostogolire specifică a pronunției englezești, ca în imitațiile pe care le facem atunci când dorim să imităm în glumă un englez sau un american și spunem ra 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 ra. Deci, exact acest sunet r îl folosim. Apoi, o literă și respectiv un sunet care pot da bătăi de cap vorbitorilor de limbă română este și G, adică J-ul românesc, care în engleză, observăm, se pronunță ceva mai apăsat decât în română, ca și cum ar fi precedat și de un D. De altfel, în notația fonetică chiar apare și un D și apoi acest simbol pentru J. Deci, el va fi pronunțat G. Întâlnim acest sunet în cuvinte precum jump, a sări, sau jam, jam. Sau, în poziție mediană, pajama, pijama, adjust, a ajusta. Sau, în cuvântul judge, judecător. Aici observăm că același sunet J poate fi redat și cu grupul de litere G-E, G-I. Deci, iată, în același cuvânt, același sunet, G, redat în două modalități diferite. Judge, același sunet, G, redat prin G, E, îl întâlnim și în cuvântul lodge, care înseamnă cabană. Deci, ca o observație, putem reține și faptul că în poziție finală nu vom întâlni J pronunțat G. Ci, dacă sunetul G este în poziție finală, va fi redat prin literele G, E, ca în judge. Avem apoi situația lui S, care poate fi pronunțat în trei modalități diferite. Mai întâi ca un S românesc, sit, a ședea, sock, șosetă. Apoi ca un ș românesc, notat prin acest simbol. În cuvinte precum sure, sigur, sau pressure, presiune. Sau S poate fi pronunțat ca un J românesc, notat cu acest simbol, acest epsilon întors. În cuvinte precum measure, măsură, sau pleasure, plăcere. Și observăm pattern-ul, observăm șablonul, structura, S urmat de obicei de grupul URE. U-R-E, your, your, measure, pleasure. În aceste cazuri, S este pronunțat J sau Ș, ca în cazul lui pressure. Apoi, o situație interesantă este cea a literelor Y, respectiv W, adică Y și W. Ele sunt pronunțate în poziție inițială
y, notat cu acest simbol ca un j românesc, respectiv w, reprezentat prin acest simbol ca un w. De exemplu, cu y, you, tu, sau yard, curte, sau yacht, yacht. Exemple cu w, we, noi, sau wood, lemn, sau window, fereastră, sau war, război. Ei bine, nouă, vorbitorilor de limbă română, ni se pare că aceste sunete sunt vocale, dar în engleză ele sunt considerate consoane. Și de ce este important acest lucru? Pentru că, probabil știți, în cazul în care sunt precedate de articol hotărât sau nehotărât, trebuie să adaptăm pronunția acestor articole. Astfel, articolul hotărât the se pronunță the în fața vocalelor, dar nu și înaintea consoanelor. Astfel, dacă considerăm că y și w sunt vocale, am fi tentat să-l pronunțăm pe the sub forma the și să zicem the yard sau the window, ceea ce este greșit. Pentru că ele sunt considerate consoane, atunci pronunția lui the este chiar așa the. The yard, respectiv the window, the war și așa mai departe. La fel se întâmplă și cu articolul nehotărât, care în cazul în care precedă vocale devine an. Însă pentru că y și w sunt consoane, el rămâne sub forma a. Și atunci vom spune a yard și nu an yard. Vom spune a window și nu an window. Apoi, întorcându-ne la y, acesta mai are și alte două pronunții. Poate fi pronunțat I în cuvinte precum my, meu sau mea, sau fly, a zbura, sau am văzut mai sus, cry, a plânge. Sau poate fi pronunțat simplu I în cuvinte precum play, a juca, gray, gri. Observăm aici un pattern. Y este pronunțat I când este precedat de o vocală. Play, gray. Și este pronunțat I când este precedat de o consoană. My, fly. Apoi, W are și el o altă pronunție și anume mai aproape de litera U decât de U pe care l-am întâlnit aici. Și această pronunție U este notată cu acest simbol. Deci aici avem ceea ce spuneam mai devreme, o subtilitate de pronunție. În cuvinte precum power, putere, sau towel, prosop, sau în poziție finală, low, jos, sau crow, corb. Deci reținem și aici pattern-ul sau șablonul. W este pronunțat W în poziție inițială, respectiv U mai apropiat de U în poziție mediană sau finală. Să trecem acum la pronunția unor grupuri de consoane și vom vedea că trebuie să fim atenți la grupuri ce conțin litera H, adică H. Mai întâi, grupul de litere PH, PH, care în engleză se pronunță F, F, ca un F normal, ca și în română. Avem câteva astfel de exemple, iată cu grupul PH, PH inițial, phone, telefon, sau physical, physic, care ține de corp, de exemplu, physical education, educație fizică. Apoi, PH în poziție mediană, în cuvinte precum elephant, elefant, sau morphine, morfină. Deci nu sunt probleme deosebite cu acest sunet, doar de reținut că grupul PH se pronunță F. Trecem apoi la grupurile CH, respectiv SH, QH, SH. În cazul lui CH, pronunția este C. Deci este un fel de T și Ș-ul pe care l-am întâlnit mai sus, combinate. C. Ca în cuvinte precum cherry, cireașă, sau coach, antrenor. Apoi, iată un exemplu în care întâlnim grupul CH, atât în poziție inițială, cât și finală, în același cuvânt. Church, biserică, sau
Un alt exemplu, child, copil. În cazul lui SH, pronunția lui este S, ca un S românesc. Deci și în engleză există acest sunet S, însă redat, iată, nu cu litera S românească, ci cu grupul SH. Îl întâlnim în cuvinte precum show, spectacol, sau shadow, umbră, sau în poziție mediană, fashion, modă, sau în poziție finală, flush, a trage apa, flush the toilet, a trage apa la toaletă, sau crash, care înseamnă accident. O variantă mai apăsată a lui CH, CH, este ceea ce am văzut mai sus, G, din cuvintele precum judge sau lodge. Și un alt grup de litere la care ne referim în această lecție este grupul TH, TH. Dacă ați urmărit lecțiile noastre dedicate articolului hotărât din limba engleză, și anume the, știți deja că acest grup de litere se poate pronunța ca un Z cu limba între dinți. Z, Z. Iar în cazul acesta este notat cu litera theta din limba greacă. Însă, el, acest grup de litere, are și o pronunție mai slabă, și anume ca un S cu limba între dinți. S, S. Iar în acest caz este redat prin acest simbol litera delta din limba greacă. Să vedem mai întâi câteva exemple cu D pronunțat apăsat. Cum spuneam, articolul hotărât, the. Sau pronumele they, care înseamnă ei sau ele. Sau tot în poziție inițială, this, that. Acest, acel. Sau în poziție mediană, mother, mamă. Brother, frate. Leather, piele. Further, mai departe. Iată și pe TH, grupul TH, pronunțat mai slab, sub forma th, adică s cu limba între dinți. Și în poziție inițială avem thin, care înseamnă slab, sau thought, care înseamnă gând, sau a gândi la forma trecută, thought. În poziție mediană îl avem în cuvinte precum cathedral, catedrală, sau math, matematică, sau la plural, maths, matematici. Avem apoi TH în poziție finală, în cuvinte precum path, cărare, respectiv cloth, care înseamnă cârpă sau material textil. Atenție deci la acest grup TH, care nu există în limba română și pe care trebuie să ne străduim să-l pronunțăm corect. În limba vorbită se acceptă și pronunții scurtate, și anume D să fie pronunțat D, iar T să fie pronunțat S, dar în niciun caz să nu le pronunțăm Z sau Z, să nu spunem țin sau Z sau Zei sau Mother, nu. Acest lucru ne va face să sunăm foarte ciudat. Și în cazul grupurilor de litere care conțin litera H, H, putem menționa și o ciudățenie a limbii engleze, care este grupul GH, G, H. De ce spun că este o ciudățenie? Acest grup poate fi pronunțat G, ca un G normal, poate fi pronunțat F, ca un F românesc, sau poate să nu fie pronunțat deloc. De aceea am notat aici cu nimic între aceste paranteze. Iată situații în care GH este pronunțat G în poziție inițială. Ghost, fantomă, sau ghetto, ghetto. Iată-l pe GH pronunțat F și asta se întâmplă când este în poziție finală. Enough, destul, respectiv rough, care înseamnă aspru. De exemplu, o suprafață aspră, rough, sau o persoană care este aspră, rough person. Acestea au fost, deci, câteva considerații legate de consoanele, consonants, din limba engleză și citirea și pronunția lor, reading and pronunciation. Vă invit să urmăriți în partea a doua și câteva explicații legate de vocalele, vowels, din limba engleză.
Până atunci, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video. Vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că nu ați făcut-o deja. Vă invit să aruncați o privire și în descrierea de sub acest videoclip pentru link-uri spre alte materiale care v-ar putea interesa, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune! Goodbye!